Perioada legală a reducerilor de prețuri pentru acest sezon se apropie de sfârșit. Mai sunt doar două săptămâni în care comercianții pot stabili un interval în care pot efectua reduceri de preț la produsele a căror desfacere are caracter sezonier. Comercianții au obligația să notifice acest lucru la primăria de care aparțin cu cel puțin 15 zile înainte de începerea operațiunilor. Odată depusă această notificare, magazinele pot afișa că au reduceri sau soldări în caz contrar putând anunța doar promoții. Ce grupe de produse pot fi vândute la preț redus în această perioadă? Lista este lungă și cuprinde confecții, inclusiv pielărie, articole de marochinărie și galanterie, tricotaje, țesături, încălțăminte, articole sport-turism. După o razie prin magazinele băimărene, am constatat că cei interesați de marfa redusă sunt mai puțini decât anii trecuți, probabil fiind sfârșit de sezon sau deoarece mulți cumpărători știu că nu întotdeauna reducerile sunt reale, ci marfa este supraevaluată pentru a crește profiturile comercianților. În plus, prețurile atât la îmbrăcăminte cât și la încălțăminte nu sunt corelate cu câștigurile muritorilor de rând. De cealaltă parte, comercianții se plâng că vânzările sunt foarte slabe, că au apelat la reduceri pentru a-și face rost de fondurile necesare aprovizionării cu marfă pentru sezonul următor. Până la această dată doar 13 unități au depus cereri de soldare, conform datelor serviciului comercial al primăriei Baia Mare. Numărul este foarte mic având în vedere pusderia de magazine din oraș, de ce pentru că mulți apelează la promoții o variantă mai facilă, spun comercianții, nefiind necesară notificarea la primărie. Trebuie menționat că vânzările de soldare nu se fac fără notificare și că reducerile mincinoase se sancționează cu amendă. Astfel, nerespectarea prevederilor legale referitoare la reducerile de preț se sancționează cu amenzi contravenționale care pot ajunge până la 20.000 de lei. Reducerile de preț în perioada vânzărilor de soldare pornesc de la 20%, dar pot ajunge până la 70%.